Eu sunt de partea celor care doresc să înăsprească legislația pentru a avea mai multă securitate. Dar până la o anumită limită, până la acea limită în care aceste măsuri de securitate nu încalcă libertăți civile. Și este un lucru extrem de bine înțeles de tot ceea ce înseamnă Europa vestică sau Europa occidentală în sensul valorilor democratice. Cu alte cuvinte, că mi-ați pus această întrebare, eu nu cred că există vreo altă țară europeană, cu excepția României, care să pună problema unei legi Big Brother, în sensul în care să fie ascultat vreun telefon sau să fie interceptate e-mail-uri fără un mandat de la judecător. Deci, foarte bine să fie cât mai multă supraveghere pentru securitate, dar totul trebuie să fie verificat, aprobat de un judecător, pentru că este singura modalitate prin care poate fi garantată apărarea libertăților civile ale cetățenilor Uniunii Europene. Și eu nu cred că europenii în sens occidental doresc să renunțe la libertățile lor civile atât de mult încât astfel de lucruri, cum ar fi opinia unui judecător apropo de un mandat de ascultare sau de interceptare, să nu mai fie necesară. Nu cred. Eu cred că, de altfel, ne-am văzut discuția în România, am dorit neapărat să intervin în ea, dar am fost absolut convinsă că dacă o astfel de lege ar fi adoptată fără un mandat de la judecător și ar fi atacată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ar fi pur și simplu respinsă. Da. Adică nu, da, e categorică, încalcă libertățile fundamentale. O variantă care ar respecta aceste lucruri de care vorbiți, vi s-ar părea acceptabilă în sensul unui control? Eu cred că lucrurile astea deja se întâmplă, mai ales în țările mari care au mai avut atacuri teroriste. Eu cred că se întâmplă, cred că este foarte strictă supravegherea. Și este, după cum spuneam, un lucru bun. Până la urmă, trebuie să încercăm să obținem mai multă securitate și este clar că prin toată această lume care s-a născut liberă, dar de libertatea ei profită, iată, teroriști, cum este lumea internetului, trebuie să găsim o formă prin care să putem detecta pe toți aceia care fac astfel de acte împotriva tot ceea ce înseamnă democrație, libertate și civilitate. Deci trebuie mai multă supraveghere, dar trebuie și garanțiile procedurale pentru ca asta să se întâmple. Și încurajez pe cei de acasă din România să gândească în acest fel, adică această obligație de a cere acordul unui judecător pentru orice tip de interceptare nu trebuie să dispară din orice tip de legislație pe care o propunem pentru securitate.